Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ana Ichezli și vă prezint buletinul de știri. Yuri Yakubov, om de afaceri și personalitate publică din Găgăuzia, a decedat la Moscova. Cu ajutorul lui au fost realizate multe proiecte în Găgăuzia. Autoritățile și personalitățile publice din autonomie și-au exprimat astăzi condoleanțele. Yuri Yakubov s-a născut în satul moldovenesc Baimaclia și a petrecut copilăria și tinerețea la Cedărlungă. A investit multă energie în crearea unei afaceri proprii. Într-unul dintre interviurile sale, Yuri Yakubov a menționat că și-a început afacerea cu investițiile în domeniul construcțiilor și al finanțelor și a continuat activitatea de afaceri în Rusia, inclusiv prin vânzarea produselor agricole din țara noastră. Yuri Yakubov era cunoscut nu doar în mica sa patrie Moldova, ci și în Ucraina și Federația Rusă, unde a trăit și a lucrat cu succes în ultimele decenii. El a fost activ în ajutorarea oamenilor din autonomie, a participat direct la aprovizionarea unor comune din Găgăuzia cu utilaje de recoltare și de construcție, mașini de irigare, ambulanțe. A contribuit financiar la organizarea și desfășurarea referendumului din 2 februarie 2014 din Găgăuzia. Я здесь с 6 там или с 5 лет. Guvernatorul Găgăuziei Irina Vlah a exprimat condoleanțe cu ocazia decesului prematur al lui Yuri Yakubov. Îmi exprim profunde condoleanțe pentru moartea prematură a unui originar din Cedărlungă, antreprenorul și sponsorul rus Yuri Yakubov. Yuri Yakubov va fi amintit în Găgăuzia ca un om cu o inimă mare, care a realizat multe proiecte de caritate și a ajutat sute de oameni care trăiesc în autonomie. Le doresc familiilor și rudelor multă putere și răbdare pentru a retrăi acest moment dificil de pierderea ireparabilă, a declarat Irina Vlah pe site-ul oficial al Comitetului Executiv a Găgăuziei. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, și-a exprimat tristețea pe pagina sa de Facebook, scriind următoarele. Rămas bun, prieten, prietenul și tovarășul nostru, Yuri Yakubov, s-a stins din viață la 12 aprilie. L-am cunoscut ca pe un om receptiv și inteligent. El a ajutat oamenii și a servit drept ghid și sprijin în calea vieții pentru mulți. A fost întotdeauna curajos, hotărât, decent și loial patriot al Găgăuziei. Toată viața sa este un exemplu viu de devotament, dezinteresat față de lucrul său favorit, de loialitate față de idealurile și convingerile sale. Îmi exprim cele mai profunde condoleanțe familiei și rudelor sale. Niciun cuvânt nu poate compensa vreodată pierderea noastră. Suntem îndurerați alături de voi. Amintirea prietenului și camaradului nostru va rămâne cu noi pentru totdeauna. Pe lângă reprezentanții autorităților, persoanele publice s-au alăturat de asemenea cuvintelor de condoleanțe. Unul dintre ei este Mihail Vlah. El a scris despre Yuri Yakubov pe pagina sa de Facebook. Yuri Nikolaevich a fost un mare filantrop și patriot al micii sale patrii UTA Găgăuzierii. El a ajutat foarte mult bisericile din Moldova și Găgăuzia, a venit în ajutorul oamenilor de rând atunci când aveau nevoie, a făcut mari evenimente de caritate și a sprijinit tineretul din Găgăuzia. Yuri a plătit operații costisitoare care au salvat viețile unor copii și adulți. Timp de mulți ani, el a ajutat politicienii găgăuzi și moldoveni. Trăind departe într-o țară străină, el a rezolvat de multe ori problemele compatrioților săi, care se aflau în circumstanțe dificile, despre care s-au făcut legende în Rusia. Jurnaliștii găgăuzi au primit un sprijin enorm din partea lui Yuri Yakubov. Fundația s-a ajutat serios diverse orfelinate, case de copii și azile de bătrâni. A fost un om cu o inimă mare, a fost cunoscut și în Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus, Turcia, țările din comunitatea statelor indiene, independente și Uniunii Europeană. Yuri era o mare autoritate și se bucura de un mare respect. Nu pot să nu spun câteva cuvinte despre referendumul național din Găgăuzia, care a fost finanțat 100% de fundația sa. Aceasta a făcut posibilă organizarea referendumului din 2 februarie 2014 și a făcut auzită voința poporului găgăuz. Întreaga lume a auzit Găgăuzia, atunci poporul găgăuz a dat dovadă de democrație și libertate adevărată.
Михаил Влаха спуска Юрий Якубов во фост граф Болнав в ультимиле лунь. Дара луптат пентру вяца са. Михаил Влах ши депутату ладунери популаре а гагаузии или еузун ил сунау дзесе ор. Яра тунч кан яра антребат деспре старя луй де санетате ил мереу спуняка в афибине. Зимбин че финт капабил са глумяска кярши атунч кан ну си семця биня. А фост уном куражос ши директ. Фекаре дентре ной чей карелам куноскут пи Юрий Якубов есте ендолю алетур де фамилия са аст. Гагаузия есть эндолю. Трансмитим кондолианте рудилор ши приятенилор аминтире луминоса. Аскрис Михаил Влах пе паджу на саде Фейсбук. Энтрум брифинг комиссия электорала Чантрала а Гагаузии а факут он резумат ал активитетилор дин ультима септамына. În cadrul briefingului, președinta Comisiei Electorale Centrale a Gagauziei, Iana Kovalenko, a prezentat informația privind numărul buletinelor de vot distribuite. В целом количество избирательных бюллетеней будет напечатано в количестве 93451 бюллетень. А для проведения выборов башка на Гагаузии будут напечатаны на гагаузском языке 3769 бюллетеней, на государственном языке 3398 бюллетеня и на русском языке 86284 бюллетеня. На выборах в Народное собрание Гагаузии по двум округам в общей сложности будут напечатаны 5314 бюллетеня, из которых на гагаузском и на государственном языке по 85, на русском языке 5144 избирательных бюллетеней. De asemenea, s-a menționat că Comisia Electorală Centrală a înregistrat 7 observatori internaționali pentru a observa procesul electoral. De asemenea, Comisia Electorală Centrală a primit notificări de la mai multe organizații pentru organizarea exit poll-urilor pe teritoriul autonomiei Gagauzie. Центральной избирательной комиссии Гагаузии было принято к сведению предварительное уведомление общественной организации Спера и компании Интеллект Групп о проведении экзит-пол, опрос мнения на выходе из избирательных участков в рамках второго тура выборов главы Башкана Гагаузии в том случае, если с первого тура не определится победитель. Также было принято к сведению уведомление компании Data Intelligence Serilia о проведении на территории Гагаузии опроса общественного мнения, в том числе о намерениях голосования в период с 18 по 22 апреля 2023 года. Până în prezent, la Comisia Electorală Centrală nu au parvenit plângeri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a înmânat astăzi Clubului Sportiv de Dans Codreanca în cadrul unei ceremonii oficiale Distincția Ordinul Republicii pentru propagarea dansului sportiv, dezvoltarea potențialului artistic și sportiv al tinerilor dansatori și pentru promovarea bunei imagini a Moldovei de peste păhotarele țării. Guvernul a aprobat o nouă lege privind accesul la informații publice. Aceasta conține dispoziții care permit oricărei persoane juridice sau fizice să solicite informații de la autorități. Un nou proiect de lege privind accesul la informația publică a fost elaborat de Ministerul Justiției în baza cerințelor Comisiei Europene pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit documentului, este considerată importantă pentru public informația care se află în posesia autorităților publice sau a companiilor private care prestează servicii publice. Proiectul de lege precizează modalitățile de solicitare a informațiilor și termenului de răspuns. De asemenea, se va reglementa detaliat modalitatea de solicitare a informațiilor, se reduce termenul de 15 zile calendaristice la termenul de 15 zile lucrătoare, dar totodată se prevede că în cazul în care informația este disponibilă, ea urmează a fi oferită în mod imediat, dar nu mai târziu de 15 zile. Totodată se introduce ca inovație posibilitatea ca în baza cererii verbale să se ofere informația solicitantului. În plus, răspunsul electronic sau pe suport de hârtie, care nu depășește 20 de pagini, va fi oferit gratuit. Potrivit ministrului Justiției Veronica Mihailov-Moraru, experții au lucrat temeinic la acest document.
Acest proiect a suscitat multe discuții, inclusiv în societatea civilă, și Ministerul Justiției a depus toată diligența pentru a formula un proiect astfel încât echilibrat să corespundă tuturor și interesului public și interesului și specificul instituțiilor publice. Nu excludem totodată oportunitatea de a continua anumite discuții și pe platforma parlamentară pentru îmbunătățirea maximală a acestui proiect de lege. De asemenea, proiectul de lege stipulează motivele pentru care unui solicitant îi se poate refuza o informație de importanță publică. Dacă este vorba de protecția securității naționale a datelor cu caracter personal sau a mediului, acum proiectul de lege urmează să fie examinat de către Parlament. Încălcarea legii poate fi pedepsită cu amendă de la 250 de lei până la 10.000 de lei. Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, după ce a furat o sumă impresionabilă de bani din casa foștilor socri dintr-un sat din raionul Cimișlia. Potrivit procurorului, bărbatul a pătruns în ianuarie 2022 în casa foștilor socri și a furat 33.400 de euro și 60.000 de lei. Proiectul Harta literară a Găgăuziei a fost prezentat pe 13 aprilie într-o galerie de artă din regiune. Proiectul Harta literară a Găgăuziei este prezentat sub formă de site. Aceasta a fost elaborat de Centrul Științific Mariei Maruniewicz pentru popularizarea literaturii Găgăuziei. Pagina principală a site-ului glk.md include o hartă cu denumirile satelor din autonomie și locurilor de naștere ale scriitorilor, oamenilor de știință și activiștilor publici, a declarat Irina Constantinova, directoarea Centrului Științific. В электронном формате они смогут найти очень много книг, необходимых для подготовки к учебному процессу. Здесь все авторы, писатели, поэты, которые проходят по программе обучения в гимназиях и лицеях автономии, соответственно, дополнительно общественные деятели, которые тоже писали книги, посвященные становлению Гагаузии, с историей Гагаузии, этнографии Гагаузии и так далее. Ирина Константинова, директор Центрului de Cercetări Științifice din Găgăuzia, a declarat: multe cărți sunt disponibile în format electronic, care sunt foarte utile pentru pregătirea procesului de studiu. Toți autorii, scriitorii, poeții care sunt incluși în programul de studii al liceilor și gimnaziilor din autonomie și, în plus, personalitățile publice care au scris cărți. Ideea creării hărții literare a Găgăuziei a venit de la Tatiana Chiriacova, activistă a Centrului Științific al Găgăuziei. În opinia ei, aceasta este un proiect social și cultural important pentru sfera educațională din regiune. Omira Kvandrăgec, hipsine okumia, Găgăuz culturasină, хем гагаузларын литература мирасына. O componentă importantă a acestui site este un blog dedicat Uniunii Scriitorilor din Găgăuzia. Aceasta este o nouă pagină în istoria generală a Găgăuziei, notează Constantin Curdoglu, conducătorul Uniunii. Творческий человек везде пишет, где бы он ни был, хоть в Америке, хоть в Канаде, хоть в Англии. Я с ним связан. Они могут опубликовать у нас, он пишет на родном языке. Вот, мы можем тут опубликовать, и весь мир, кто имеет желание, доступ будет, естественно, может познакомиться с произведениями как состоявшихся писателей, как классиков, так и новых молодых талантов. Portalul a fost proiectat de Simion Mitioglu din Comrat. În timpul realizării acestui site, accentul principal a fost pus pe publicul țintă, și anume elevii și studenții. Aceasta este o platformă interesantă și informativă concepută pentru tânăra generație din autonomie. Elevii din ziua de astăzi preferă să citească în format electronic, spune Simion Mitioglu. Мы попытались охватить нашу диаспору, потому что большинство молодых мужчин и женщин, которым пришлось покинуть просторы нашего государства, нашей Родины, у них сейчас есть возможность на одном портале, на одном веб-портале ознакомиться как с писателями, так и с произведениями и прикоснуться к частичке Родины там за рубежом, получить возможности прочитать что-то интересное, вспомнить какие-то произведения интересные. Centrul de cercetare din Găgăuzia lucrează în prezent la convertirea tuturor cărților publicate în format audio. Elevii claselor primare, gimnaziale și liceale pleacă astăzi în vacanța de Paști, care va dura 10 zile. Elevii vor reveni la ore marți 25 aprilie.
Comrat se pregătește pentru sărbătorile pascale. Autoritățile locale au dispus curățarea străzilor orașului, a cimitirilor și a altor zone. Mai sunt câteva zile până la Paști, iar autoritățile municipale sunt ocupate cu ultimele pregătiri pentru sărbătoare. Se colectează gunoiul, se curăță teritoriile, a declarat primarul interimar Inna Vlah. Муниципальным предприятием ЖКХ Комрад проводится ряд мероприятий по уборке нашего города, по уборке двух кладбищ комрадских. Сотрудники и работники ЖКХ подметают, вывозят мусор, белят бордюры, белят деревья. Задействована и специализированная техника в работе. Примария призывает наших горожан для активного участия в уборке нашего города, для того, чтобы наш город оставался чистым, зеленым, современным. Lucrările de curățenie se desfășoară în diferite părți ale orașului, în locurile de comemorare și pe teritoriile de lângă clădirile administrative, a comunicat șeful interimar al Direcției de Locuințe și Servicii Comunale a municipiului Comrat, Piotr Pioglo. Двери Пасхи мы все убираем везде, белим, наводим порядок. Не только здесь, на кукурузном заводе, а и будем в центре делать. И на памятниках, и на кладбищах, везде мы наводим порядок. Уборка, самое главное, уборка еще раз. Почему? Потому что все чистят преддверии праздника, чистят свои огороды, свои дворы, все выносят, и нам все это приходится вывозить. Lucrările sunt efectuate de către echipele serviciilor de gospodărie din municipiul Comrat. Aceasta sunt asigurate cu inventar și materiale pentru curățarea sanitară a teritoriilor, a anunțat Anna Uzun, specialistul serviciilor de gospodărie din orașul Comrat. Я со своими работниками белю по всему городу. После этого мы идем в свои дворы и делаем свои дворы. Убираем дворы, крупный мусор подметаем, чтобы у нас было всегда чисто. Autoritățile locale spun că astfel de lucrări de curățenie sanitară și amenajare a teritoriului sunt efectuate de câteva ori pe an. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife de referință la carburanți pentru următoarele 3 zile, 15-18 aprilie. Astfel, prețul la benzină se scumpește cu 7 bani, iar litrul de motorină cu 10 bani. Pentru un litru de benzină, șoferii vor trebui să plătească 25 de lei și 25 de bani, iar pentru un litru de motorină, 21 de lei și 3 bani. Ne puteți urmări și citi pe site-ul grt.md, de asemenea pe canal de Facebook și YouTube. Împărțiți cu noi informații interesante, fotografii și videoclipuri pe e-mail sau ne sunați la numerele pe care le vedeți la ecran. Acestea au fost toate știrile la această oră. Vă doresc sănătate și o seară frumoasă în continuare!